Bună dimineața, dragii mei! Bine v-am găsit! Ce faceți? V-ați trezit? Haideți că vă dăm deșteptarea! Cine nu s-a trezit, să se trezească, să facă cafeaua, să vină alături de noi, să bem cafea împreună. Uitați-vă aici, avem cafea făcută, deja se răcește. Am pus șorțul că am zis că mă pun să fac ceva de mâncare. Și Mihai a zis că prima dată să bem cafea și după aia să mă pun să fac mâncare, nu acum. Da, acum mai așteptăm un pic să stăm cu voi și după aia îmi fac ceva să mâncă. Sper că sunteți cât de mulți alături de noi la cafea de dimineață, să vă meargă ziua bine și frumoasă și drăgăstoasă și să citim cu bucurie din Cuvântul lui Dumnezeu. Așa e. Ce mai faceți? Cum sunteți, dragilor? O să îmi puneți întrebarea că ce să-mi fac să mânc dimineața, nu? Cu siguranță asta o să mă întrebați. Dacă vă spun ce m-am gândit să mânc eu dimineață, o să spuneți așa dimineața, așa ceva mânci? M-am gândit să-mi fac repede, am zis că fierb niște paste și pun pe ea ou. Asta o să-mi fac. Nu știu, să filmez, să vă arăt și vouă, să nu știu ce să fac, dar asta am vrut eu să-mi fac dimineața, dar nu mult, puțin, cât punc eu cu domnul Mihai. După aia, dacă vrei. Da, am zis că nu, o fac și vă arăt, dar Mihai a zis că nu mai stăm până fac eu pastele, intrăm cu voi. No, acum am intrat cu voi și bem cafea, că cafea mea se răcește și o beau rece. Ce ați făcut de florii, dragilor? Cum ați petrecut? Unde ați fost? La biserică? La neamul? La rude? Cu cei dragi? Numai să țin neamurile, neam, nu mai avem... Acum nu mai cum a fost mai de mult. Mai de mult să vinea unul la altul. Meream și noi la ei, ei la noi. Și la țară vineau neamurile, vineau vecinii, vineau cunoștințele. Acum nu mai nicări, nu da, mai sunt ei, ei și... să stau singur, nu mai merg nicări. Dar nu crezi tu, mergi la țară, trebuie. Nu cred, nu, Mihai. Nu-i mai ce a fost, acum trebuie toată lumea s-a răcit, mai ales cu pandemia. De când a fost pandemia, lumea s-a schimbat, 90 de grade s-a schimbat, credeți-mă. No, dar... Nu-i mai cum a fost. Înainte toată lumea vorbea, era mai atașat, mai deschis, mai prietenos. Acum zici că le-ai dat foc. A intrat frica. Frica în ce? Doamne, corona. Acum nu-i mai vorbesc, nu mai ies din casă, să-mi vin în casă, să așa, invidioși, ciudoși. Nu vă fie frică, dragilor, Dumnezeu este cu noi, dragilor. M-am trezit dimineață cu chef de ceartă. Așa, ui, să știți că chiar îmi pare rău că eu am fost crescut la țară și v-am spus, nu, eu nu mint când vă spun, eu am fost crescut cu multă dragoste, multă lume, cunoștință, prieteni, familie mare. Eu sunt dintr-o familie numeroasă, foarte mare, numai neamurile dacă s-a adunat să făcea o nuntă. Vă spun sincer, Mihai știe că eu nu vorbesc prostii, că eu am neamuri mari. Păi, tăsatu-ți neamuri acolo. Da, așa e bine. Acum, după, toți suntem neamuri, dragilor. Nu ne tragem din Adam și Eva toată lumea. Da, dar vedeți că... Da, mai de mult vinea la tine, te întreba de sănătate și dacă o scoteai, te vineau. Acum nici să le chem și nu mai vin. Nu mai vor să te vadă nimeni. S-o schimba lumea, nu-i mai ce a fost. A, lasă că e Dumnezeu cu noi. Acum, da, fiecare cum crede. Dacă El e cu noi, da. Tot e bine. Ce să facem? Asta e. Astăzi mai bine te înțelegi cu un străin pe care nu cunoști, pe care nu știi, decât cu unul de-a tău. Nu zic de neapărat de bine, acum... Nu zic așa în general. Ce să facem? Asta, asta e viața. Asta e viața. Noi respectăm fiecare om. Acum nu poți să dai sfaturi la nimeni. Astăzi toată lumea
cum crede face. Dragilor, haideți, vreți să citim din Matei, capitolul 15, astăzi, dragilor. Dacă doriți, citiți împreună cu mine, dacă nu ascultați, beți-vă cafea în liniște și rugăm pe Dumnezeu să fie lângă noi, lângă copilașii noștri. Amin. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, că nici nu spală mâinile când mănâncă? Drept răspuns el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ce ziceți? Cine va zice tatălui său sau mamei sale: ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu? Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa, și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis: ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și i-au zis: știi că fariseii au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-ai auzit. Drept răspuns el le-a zis: orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe, și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Petru a luat cuvântul și i-a zis: dezlușește pilda aceasta. Iisus a zis: și voi tot fără pricepere sunteți. Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna? Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile și curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și al Sidonului. Și iată o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: dă-i drumul, că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: eu nu sunt trimis decât la oile mele pierdute ale casei lui Israel. Deci a zis Domnul Iisus. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el a zis: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor. Atunci Iisus i-a zis: o femeie, mare este credința ta, facă-ți se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei, s-a suit pe munte și a așezut jos acolo.
Atunci a venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, ori, muți, șungi și mulți alți bolnavi și i-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, șungii se însănătoșesc, șchiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-este milă de gloata aceasta, că iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Ucenicii i-au zis: de unde luăm în pustia aceasta atâta pâine ca să săturăm atâta gloată? Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7, au răspuns ei, și puțin peștișori. Atunci Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișori și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Au mâncat tot și s-au săturat și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele și fărămituri. Cei ce mâncaseră erau 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în ținutul Magdalei. Ați văzut, dragilor, ce scurt am citit. Și Dumnezeu, eu sunt sigur că se bucură că citim din cuvântul Lui și poate ne face pe noi puțin mai buni și vedem câte minuni a făcut Domnul Iisus, ce plin de dragoste a fost El față de oameni. Așa e. Deci, dragilor, vă mulțumim pentru comentarii. Sunteți foarte deosebiți, sunteți oameni minunați, dar adevărul este că nu știu ce se întâmplă, dar avem tot mai puține vizualizări. Am vrea să fim alături de noi, să nu vă supărați dacă noi mai greșim câteodată, că suntem supuși greșelilor. Așa că, dragii mei, dacă ați ascultat și cuvântul, ați băut și cafea cu noi, să fiți sănătoși și să merem înainte cu Dumnezeu. O săptămână binecuvântată, să apropie Paștele, să faceți bunătăți, să fiți lângă cei dragi, apropiați, să fiți sănătoși, bucuroși, plini de încredere, că Dumnezeu o să se atingă și de noi, de fiecare în parte. Dacă insistăm, ați văzut cum a fost femeia asta care a insistat și până la urmă Dumnezeu a ajutat-o. Da, așa e. Chiar așa. Fetele noastre acum sunt la Londra, mai stăm puțin și încercăm să le sunăm sau ne sună ei, mai vorbim cu Maria, cu Mihaela, cu Miriam. Totuși noi pe această cale le salutăm, le pupăm, le îndrăgim, le iubim, le transmitem ca bunul Dumnezeu să fie lângă ele, ca de altfel și lângă dumneavoastră, lângă copiii voștri. Dragilor, ce să vă zic, ne bucurăm că suntem împreună, că suntem încă sănătoși, acum că nu suntem noi, să nu ne doare, ne mai doare una alta, dar trecem peste ele și totul o să fie bine. Da, așa. Așa că, dragii mei, ne-am gătat cafeaua. Sper că ați gătat și voi. Acum ați văzut, am pus și șorțul, că eu mă pun să gătesc ceva. Eu mai am. Fac ceva rapid, 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 ce mâncăm eu cu domnul Mihai, repede de dimineață, că mai încolo o să facem noi. Acum facem ceva puțin și rapid. Nu, îmi cer scuze că tot dau din mână, am obiceiul ăsta prostesc și mi se vede degetele la aparat, la telefon. Să-mi ieși într-una, Mihai. Da.
Să vede mai... Mă zice cineva că-i fac semn la Margaret. Nu fac niciun semn, dragilor, fiți liniștiți. Eu când tot întind mâna după capă sau mai dau din mână... El să are multă energie. Să văd degetele mele câteodată. Îmi cer foarte, foarte mult scuze de la dumneavoastră, dragilor. Da. Să știți că e rece, o să-mi iau ceva pe spate acum și mă pun să fac ceva de mâncare, să beau medicamentul. Eu vă salut, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă spun la revedere, dragii mei. La revedere! Arată floare frumoasă!